noi suntem Cocolix. Și bine ați venit la Minecraft. La un nou episod de Minecraft. Este timpul să mergem în mina. Să văd dacă îmi găsesc aici niște șuperci. Chiar n-am mai intrat de foarte mult. Felix, nu vreau să-mi explodeze casa, Felix. Felix, fugi. Stai că nu trebuie să fug. Eu trebuie să... Ce? Eu trebuie să-l scot afară. Cum îl scoatem afară pe explodile? Că nu vreau să-mi explodeze cucovila. Cu o lopată. Cu o lopată? Cu o lopată îl scoatem pe explodile. Ce, îi dai o lopată în cap? Nu, că mă bate. Îi facem loc să iasă. Săracul s-a blocat acolo, nu? Da. Hai să-i facem loc să iasă la explodile. Nu cumva să se lege de casa mea, pe bune acum. Nu? Da. Casa noastră din Minecraft este cea mai tare. Vină și el aici așa. Aici facem și de scări așa pentru că el este un explodilă special. Pune și covor roșu aici. Mai de capul meu cât... Asta e, uite și tu, noi ne-am pus parchet dintre ăsta, vedeți? Hai, explodilă! Unde ești? Haide! Haide, explodilă! Hai să te bat afară! Hai, cuțu, hai! Pis! Haide! Nu! Doar să te ia de explodilă, bine măcar că te-ai făcut afară. Era să-l cert. Dacă se lega de parchetul meu, atâta-i trebuia. Știi care a fost faza? Auzi, parchetul meu este intact? Parchetul este intact? Intact? Da. Ia să vedem, este intact? Este intact, parchetul este intact. O, de mine. Și acum ce facem aici, Felix? Păi, eu zic că hai să facem... Am vrut să merg în mină, dar cred că mergem episodul următor în mină. Facem repede ferma asta odată de ciuperci, o facem adecvată. Că trebuie să mâncăm mâncărică de dar ciuperci. Dar nu de asta, dar ne vin haiduși din ăștia. Dar cum trebuie să faci o fermă de ciuperci adecvată? Ce presupune asta? Presupune să faci puțină lumină, da, în așa fel încât ele să crească ciuperce, dar să nu moară de la lumină și dacă pui lumină nu mai vin zombălăi. Ați înțeles, nu? Da. Auzi, ele se și înmulțesc? Se înmulțesc, da, că s-au înmulțit. Asta e fain. Haideți să facem fermă de ciuperci. De care fermă de ciuperci facem? Adecvată! Bun, și ce-i pui aici pe dedesubt pământ? Da, Nu cumva parchet. Nu parchetul e al meu. Parchetul e al tău. Așa. Cam la înălțimea asta deci o să trebuie fie. Să faci mai dâncă. Da. Să înțeleg. Dar vezi că ai deja piatră. Nu poți să-l plantezi pe piatră, nu? Sparg piatra asta. O sparg ca un spie spărgător. Și loc pui pământ? Hai că fac aici cum trebuie, că nu se mai poate așa ceva. Îți arăt eu cum funcționește o fermă de ciuperci funcționabilă. Auzi, Feri, dar tu cât de lung o faci? Păi ca să mâncăm multe ciuperci. Că toată casa vrei să o faci de lungă. Da, să mâncăm fermă de ciuperci. Să mâncăm fermă de ciuperci. Mai bine mâncam cartofi prăjiți, neprăjiți. Azi, dar nu putem face și cartofi pe aici pe Minecraft. Habar n-am. Puteți face cartofi? Ar fi super tare. Unde sunt cartofii? Că vrem să-i prăjim. Trebuie să-mi prăjim. Nu mai avem. Trebuie să-mi fac o lopată. Trebuie să-mi facem o lopată. Că dacă nu știu ce face, apar zombi jos. Lopată. Aveți tu un metalo? Un metalo? Vedem pe aici metal. Unde este metal? Metalo? Cred că uite ăla metal. Era 32. Avea metal. Unde? Ăsta, 22. Ce ochi am! Metalo! Mai țineți vremurile când nu știam care e la metal? Se cheamă metal. Acum știu metalul din Minecraft, metalo. Știu cum arată. Așa, îmi iau din asta, așa cum mă duc. Ți-ai făcut o sapă, mamă, cât de fain e în salonul nostru. Felix, tu lași ușa deschisă și mie nu-mi place. Cristina! E cald afară! Lasă, Felix, că ne punem acolo aer condiționat. Să vedem cam cât de mare. Cred că ajunge. Ajunge? Da. Așa aici e îngustă sau vrei să o lățești? Păi trebuie să o lățesc. Mamă, deci dacă mai vinem cu un explodilă dintr-o ăsta, să se lege de casa mea de aici. Nu o să mai vină, că acum nu știu cum să fac. Știi? Facem fermă de care? Adecvată. Adecvată. Eu nu prea, sincer, nu prea am înțeles exact ce vrei tu să faci pe aici. Să pui lumină, să nu fie lumină, nu prea am înțeles. Dar vedem. Da. Îți arăt imediat. O, stai că se întâmplă ceva. Că ajungem în peșteră. Am ajuns în mina aia alaltă. Da. Deci incredibil. Așa funcționește. Asta e ce. Nu, ce mi-era frică, aia era sub bucătăria noastră, ați văzut? Da. Acolo se termină casa noastră, se pare. Da, hai că mai facem aici de una. Bun. Așa. Am noroc că în Minecraft nu se dărâmă chestiile. Se dărâmă. În sensul parchetul ăsta, poate să stea în aer, nu? Da. Că dacă nu, uitați și voi ce temelie avem noi la casa noastră, de nisip. Na, și acum să-ți explic eu cum funcționește. La un moment dat poate o facem din altă structură, da, mai structuroasă, dar deocamdată o facem din structură de pământ cu nisip, cu pământ cu nisip. E bun. Mamă, Felix, vezi că ajunge iarăși în mina asta. Bine, dacă ajunge în mina. Dar bine că e goală, că data trecută am golit-o. Crezi că a rămas goală sau se mai umple?
Nu că n-avea un spawner dintr-o la... Că-s lumini. Unde-s lumini nu se umple. Așa, punem așa. Și nici n-avea cutiuță dintre aia care spanează zombie. Da, ăla e spawner. Chiar n-aș știu că știi de așa. Mă pricep! Ha! Așa, bun. Mamă, ce întuneric ai făcut. Așa, și acum să facem felul următor. Vinem așa, punem așa aici. 1, 2, 3, 4, da? Ce faci? 1, 2, 3, 4. Hai că te învăț aici. Ce-s astea? Ca să punem torsa. Interesant, Felix. Hai să vă cum funcționește. Și ciupercile unde le pui? Optim? Ciupercile unde le pui? Aici. Că spun cum funcționește. Dacă este prea multă lumină, atunci nu mai crești ciupercile. Dacă este prea puțină lumină... Vin zombi. Vin zobălăi. Interesant. 3, 4. 4. Hai, 2, 4. Așa, perfect. Și acolo pui o torță. Da. Să faceți voi așa, așa să faceți fermă de ciuperci. Geniu. Așa. Bă, vin un pace. Că noi suntem cobai, noi trecem prin chestii și după aceea când așa le dăm de capăt, vă zicem vouă. Așa. Și acum asta iar o fac la nivelul ăsta cel mai bine, știi? Okay. N-ar rost să o fac mai mare, deși ar prinde bine mai mare, dar o să o las așa. Interesant. Deci aici plantăm pământ ca să ne putem pune ciupercile. Da. Și acum o să crească ciupercile bine și sălbatice. Și doar două torțe ai pus acolo sau mai vrei să mai pui și una? Bine să pun mai multe, dar nu mai am decât o torță și mai pun una. Mai pune una. Cine are fermă de ciuperci? Cine și-a făcut? Care ce bun o să fie ciupercile astea, o să fie ciuperci faine, o să și crească mult. Și îți pui dintre astea de două feluri ca să putem să avem pentru supă, pentru ciorbă. Da, da, da. Și aici să mai fac un spanner. Dar nu știu dacă un spanner? Nu un spanner, un... O torță, un tunel dintre astea. Felix, îmi strici acolo. Stai că fac înapoi. Două. Trei, patru. Și pe deasupra pui niște pământ, ceva da. Ca... Și ultimul strat să fie de nisip, că eu vreau să fac acolo terasă. Știi? Ah, torța mea. Stai că dacă pot să o pun tot, acolo tot jos. Tot nisip pământ pui. Stai puțin că fac acum următor. Îmi trebuie să ajung acolo să pun torță. Da. Așa. E bine. Aici spun și de afară spun nisip. Perfect. Uite, de afară spun nisip și de aici mai pun o din asta de pământ. Și acoperi aici totul cu pământ ca să putem planta. Și aici pun pământ ca să nu crească nimic. Perfect. Hai că arată bine, nu? Voi ce ziceți? Vă place? Așa. Asta este. Bun. Vezi, de aici, aici vin lumine și acum pun șuperșile. Da. Și acum zic cum o să crească. Dar pune așa frumos pe straturi, Felix, ordonat. Una. Două. Spațiu una, trei. Spațiu încă patru, una. Și acum, și acum de altfel. Da. Și doar două rânduri vrei. Una. Două. Da, așa că ele o să crească în jurul lor. Atât am. A, bun. Da, perfect, 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 perfect. Și acum astupem aici, Felix, uite și tu ce a făcut ăla, explozilă. Explozilă asta. Explozilă și a bătut joc aici. Perfect, uite ce fain. Hai că arată fain. Acum să fac înapoi, de fapt, intrarea mea. Ce, intrare dintre aia cu scăriță? Nu prea mi-a plăcut aia. Nu prea ți-a plăcut, a? Vrei dintre asta cu trepte? M-aș zice și eu, nu vrei tu dintre cu trepte? Da, da, nu poți să ți le faci așa cu trepte de piatră, ceva interesant. Aș putea să-mi fac o trebuie de treaptă, interesant, dar nu vreau să-mi fac o trebuie de treaptă. Dar de care, Felix, se apropie în întunericul? Stai, că nu știu să fac aici. Vrei să le faci dintre astea cu trepte de parchet? Aș vrea, dar nu știu. Bine, da, eu zic să ți le faci cam pe toate la fel, că dacă faci cu tip mozaic pe aici, da. Arată ca improvizație. Da. Nu? Da. Da. Felix, vine noapte, du-te și fui nani, Felix. Stai că mă duc acum, stai să-mi iau lemnul. Ia-ți lemnul. Să repede, facem repede, nani. Ce facem noi? Nani! Facem nani în patul nostru. Mi-ai dat oricum pat dublu, Felix. Să știi. Ai lână să-mi dai? Să fac? N-am lână. Pe atunci. De fapt, mi-ai dat oricum bucătărie. Vreau bucătărie. Vreau tare mult să ne facem bucătărie aici. Ne facem, de mai trebuie materiale. Și uite și tu aici să ne facem geamul, să terminăm o dată casa asta. O să facem, să facem, să facem. Ce că stăm fără acoperiș, voi ați observat? Noi suntem dintre aia romantici, ca să vedem răsăritul. Perfect. Stai să-mi iau puțin material. Așa, bun. Ca să-ți faci scările? Să fac scările și ușă. Ai vrei și ușă? Sigur trebuie să fie ușă. Ce asta? Iron Lord. Sigur trebuie să fie ușă, deoarece tu ai făcut o grămadă de uși la un moment dat. Am făcut o grămadă de uși? Nu mai țin minte. Auzi, dacă tu pui ușă, nu vine lumină? Sau îți trebuie ușă dintre asta fără, ușă dintre asta ca la noi acasă, e bine. E bine că facem așa la distanță. Perfect. Asta vine la nivel. Punem aici așa din lemn. Din lemn? Nu, 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 nu poți să pui din piatră? Sau, las că e bun. E fain, uite ce fain este. Asta zici că e garajul, fraților! Garaj subteran! What? Ca la vile, Felix! Da, da, da. Hai că-mi place, sunt de acord. Ești de acord? Dar cât de mult faci? Adică eu... Nu, nu-mi place, Felix! O să fie, tot să fie la nivel de aici, n-ai treabă. Nu, ca să vin de aici. Dar mie îmi plăcea altfel, da, ca la vile. Dar vine lumina după aceea la ciuperi și nu se mai fac, trebuie să fac puțin întuneric. Păi și nu faci ușa acum? Dar ușa aia nu ține, are geam. N-are geam. Schimbă-n așa. Că e ușa ca la noi acasă.
Și nu-i bun așa. Nu, eu vreau ca la, ca la Coco Bogătaș, știi cum, cu garaj dintr-o ăsta subteran. Știi tu cum? Deci mai... Se pare că știi tu cum. Mai denivelează aici. Ajunge? Astfel îți cam idei bune. Ajunge așa. E cam la limită, da, să zice că dar cum voi ai? Aș vrut exact cât e casa, știi? Și dacă nu crești uperecele că au prea multă lumină? Nu e prea multă lumină dacă tu o să pui ușă. Păi nu știu, dar ușa asta nu se vede prin ea. Nu, este ușa dintre asta cum avem noi acasă. Uite-te, stai să vezi. Vezi, nu se vede prin ea. Asta nu ai pus-o bine. Am observat asta, Cristina. Pe gândul meu că am observat. Hai, pune ușa acolo și să vezi ce fain e la garajul nostru. Dar nu așa, Felix. Așa, bun. Să punem uși duble? Da, lasă așa. Asta e ușă dublă. Okay. Și acum pune aici pământ în stânga și în dreapta, puțin. Cred că trebuie să știi că cobor. Unde cobor? Pe aici? Nu, prin față. Prin partea aia? Da. Trebuie să fac scară. Nu prin partea asta. Hai, bine, prin partea asta. Te întreb. Hai, e bun. Sigur? Da. Sigur? E bine. Și aici nu pot să pun așa? Vrei să faci așa? Da, și după aceea cobor pe acolo, pe sub tunel. Bine, hai că e bine. Bine, m-ai convins aici o să-mi fac eu un fel de terasă. Așa te-am convins-o pe tine, da. Cu terasele tale. Numai în terasă îmi gândește terasă, Cristian. Îmi fac terasă, dar trebuie să-mi pun și balustradă. Da, deocamdată lasă așa, lasă balustrăzile. Așa, e fain. Lumea nu trăiește în balustrăzi. Ba da, eu da. Și acum punem pământ pe aici. Bun, și cum îți pui scările? Cu mâna. De piatră? Nu. Nu de piatră? Nu, că trebuie să facem piatră specială pentru asta și n-am să fac mai. Ok. Și aici pui pământ, bănuiesc, nu? Nu, că tot faci tu... Așa de mare vrei să-mi fac eu terasa mea? Nu mă terasă, gândești tu. Nu mă terasă, gândești. Na, și de aici mergem așa jos. Hai că e fain, dar că am dat cu capul de... Am cam dat cu capul pentru că mai trebuie o scară. Hai că e bine. Ți ajunge? Așa. Și aici mai fă încă un nivel. A, da. Încă un nivel de scară și încă unul. Aici sunt bolovani ăștia. Așa. Hai că e bine, nu aici... arată tare. Și aici ne putem pune niște rafturi cu murături. Aici trebuie urgent o torță. Vine granine și ne face. Urgent o torță aici, că dacă nu o să vină tot zombălăi. Cristina, ne trebuie o torță. Păi fă-o repede. Cărbun. Uite, avem charcoale. Charcoal. Unde? Deci pun... Ne-au lăsat cuculic și sfaturi cum să facem, cum să pescuim. Ne-au lăsat sfaturi. Și încercăm? Poți să încercăm, dar nu prea am înțeles mai lucru. Nu prea am înțeles mai lucru. Mai lăsați-ne acolo cu sfaturi, dar mai pe înțelesul nostru, așa. Păi m-a explicat, dar m-a explicat așa, m-a aburit. L-ați aburit pe Felix, măi. Să punem așa torță, așa să nu vină. Perfect, hai că arată super tare. Dar pune-le cu cap, Felix. O, într-o parte, în alta, gândește-te. Așa, gata. Așa. Și acolo, în partea dreaptă, încă mai, nu mai. Uite acolo, okay. Acolo. Așa. Arată super! Ferma noastră de ciuperci, ia uite și tu. Acolo ce sunt? A, da, ok. Bun. Hai că arată bine, nu? Bun, da. Astea când se mulțesc? Păi nu știu, când? După perioadă. După perioadă? După perioadă. Așa. Ce tare arată! Super, super. Acum am prea multe lucruri la mine și nu vreau să le pierd, că de obicei eu pierd lucrurile. Hai să pescuiesc. Haideți să pescuim, să vedem dacă Felix a înțeles ceva din coco sfaturile voastre, nu? Da. Vrei să trebuie să-mi iau undița? Da. Tehnica asta e de lumie. Asta-s mâncarea mea, cine o putea? Ala zici că este un liliac mort. Un liliac mort? Da. Chelpul ăla. Unde e undița mea? Uite acolo, uite, Felix, uite-o. A, o mână. N-ați câteva lucruri care n-am chef să le țin, să mănânc un pește. Nu mănânc pește. Tu mănânci pește înainte să mergi la pescuit? Da, mănânc chelp. Bine, mănâncă salată, hai. Dieta cu salată. Ia-ți bea niște apă din cana mea super sexy. Mamă, dar nu mă ține chelpul ăsta așa mult. Bun. Ce nu trebuie mie aici? Am len, am scară, am ochi de paianjen, flor nu trebuie, bon, nu trebuie acum. Nici ușa nu trebuie cu tine, nici fierul, Felix, lasă fierul. Unde fier? Că tu ești în stare să-l pierzi acolo, așa. 21. Ușa ăsta îmi trebuie așa să abiam, shields-ul îmi trebuie, metale, să mai fac lasă-ți câteva. Lasă-ți piatra, că n-ai nevoie de piatră la pescuit. Păi da, să mai am și o piatră în viață. Nu, nu-ți trebuie, că tu după aia o pierzi. Pierd și piatra. Parchetul meu, lasă parchetul acasă. Nu mai las. Așa. E bun. Parchetul ăsta fac eu bețe. Îți faci bețe? Da. Na, măcar îți faci bețe din el. Așa. Perfect. Suntem gata de pescuit? Nu. Nu suntem gata suntem de pescuit? Sunt gata. Ce mă speriat ăsta. Păi zic să-l iei, Felix. Na, hai nu prea dă bine acolo. Bun. Voi ați zis să fiu atent. Când... Dar unde ți-asta vezi că arată diferit, vezi? Stai. Zice, când se întâmplă niște bule, de văd bule în continuu. Se întâmplă multe bule, se pare. A? Vin pești. Dar nu trebuia să arunci acolo unde sunt pești? Uite. S-a întâmplat multe bule, tu ai văzut? Aia, trebuia să o iau. Da. N-am luat-o. Hai, Felix, fii pescar! E greu să pescuiești, aici, pare mai fain aici. Hashtag Felix, fii pescar! Mergem la pescar. Deci când se întâmplă multe bule, s-o trag. Da, tu ai văzut? Cât de multe erau înainte.
Haide, țineți pumnii lui Felix. Îi ținem țin pumnii să vedem ce fel de pește pescuiește Felix mai întâi. Eu nu văd, e peștele în apă. Da, uite și o grămadă de bule pe aici prin jur și uite, vine acum. Acum. Trage-l. Uaaa! A prins un pește! De care pește? Mamă, mulțumim pentru cum sfaturile voastre, super tare, Felix, îmi place. A fost la pescuit, uite ciupercă care întrebe. Cine a fost la pescuit în viața reală? Vă place să pescuiți? Care e pescar de aici? Cine e cocolixul pescar? Ia să vedem. Să mai văd. Hai, cred că se întâmplă acum, se întâmplă. Să mai văd. Acum! Bravo, Felix! O bucată de letter. De piele. Tot timpul ceva diferit. Comor! Eu am crezut că sunt numai pești. Știi că ne putem face undiță de firmă? Unde de firmă să se 2, 3 și. Ai luat-o? Nimic. N-ai luat nimic? M-am grăbit! Azi, dar tu trebuie să pui și momeală sau doar așa cu undița goală? Nu, cu flair. Cu flair? Cu flair. Hai, vină cu acel. Vină cu acel. Ce-mi dai mie? Stai acolo, fă-i liniște. Fă-i liniște că acuși vine peștele. Nu te mișca, știi? Stai așa. Acum! Am prins solmon! Solmon! Și ce fac eu? Felix a prins solmon. Solmon. Nu o să vă ce fac cu coploscuțele, că mai am nevoie de scute. Și, ce se întâmplă? Am crezut că era cu tremur. Nu a curbat bine. Aici trebuie să facem ceva. Azi ar fi fain să ai pe aici o motocicletă, Felix. Motocicleta asta nu mai trebuie. Și stau așa cu coploscuțe și pescuiesc. Și în timp ce pescuiesc, aștept să-mi dea scute ca să rezist sub apă! Să știi că mi-ar plăcea să explorăm aici mai mult. Ce e aici? O mină. O mină, Felix, o mină! Ba nu, este un fel de piscină dintre astea. Un fel de piscină, faină din aia care cade în cap. Îți cade în cap nisip. Haideți să vedem ce fac cu cobroscuțele noastre. Doamne, deci dacă ne-au ieșit o grămadă, cred că e timpul că au ieșit multe, Felix. Păi acum mă duc, Cristina, vreau să mă grăbesc! Sunteți curioși dacă avem... Mă grăbesc! Sunteți curioși dacă avem grădinițe de cocobroscuțe? Grădinițe de care? De cocobroscuțe! Doamne, câți pești erau pe acolo, Felix. Pe toți prind. Mie trebuie să mai pun, bine că am la torți, pun torți acolo ca să nu mai vină zombele. Ai multe torțe? Am 16. 16, ai, bun. Haideți să vedem că simt cum mă cheamă cocopuiuții. Îi auziți? Tu îi auzi și cum fac? A zis o mor de finică, că e mâncă. Cristina, așa serios? Zicea. Da. Am impresia că da, de atunci de când ne-am făcut noi acvariu. Uite o broscuță mare. Da, aici o să fii prinsă. Ok. Mamă, ce romantic e aici cu multe flori. Se pare că n-au ieșit chiar toate. Ia uitați și voi. Ăștia în continuu mă încerc să mai fac, dar nu prea au spațiu. Fac o grămadă de ouă aici. Dar n-au spațiu, știi? Crezi că n-au spațiu? Da. Hai să le măresc spațiu. Hai, le mărește-le. Mai fă-le pe aici. Salutare, oameni buni! Salutare, oameni buni! Faceți mulți pui? Vă mulțumesc mult? Vezi că sunt iasă. Tu trebuie să pui repede gardul. Pun. Așa. Pune-l acolo. În continuare. Perfect. Așa. Și aici o să vină niște zombi de sus, de nu te vezi. De unde? De acolo? Da. Dar ata nu e bine. Chiar și porcușorul ăla o să sară. Ata nu-mi place. Felix, mi-a distrus o floare. Ți-am luat-o înapoi, ți-am distrus-o. Hai, bun, îmi lași aici, da? Da. Îmi lași aici... Ca să nu vină zombălăcul. Raftul ăsta cu romantic. Bun. Hai că Felix face super tare, nu? Felix face super tare. Tu nu te-ai gândit, nu? Nu m-am gândit. Vezi? Veneai mâine aici și nu mai avea nicio cocobroscuță. Eu nu mai am aici... Trebuie să mai fac câteva din astea, că fii atentă, dar tot o să vină de sus. O să cadă la broscuțe. Păi da, mai desfăi pământ de acolo. Sau ce vrei să faci? Da. Mai făi încă un strat, știi? Și pe ăsta cu piatră pui pe el gard. Pui gardul de sus, nu, știi? Nu, pe piatră pot să pun doar un rând de piatră, dar... Dar nu, dar pe piatră nu vin ăștia zombi. Nu știu. Nu se cață răie pe piatră. Dacă pun... nu vin dacă pun lumini. Interesant. Înțelegi? Hai că fac acum deci să le pun. Felix, ai face bine să ai dreptate, că dacă nu trezim aici fără cocobroscuțe. Nu, că nu vin la lumină. Deși... Bun. Am văzut cum mai vin la cocolumină. Vin și prin casă ăștia. Vin prin casă? Nu trebuie să fac gard, asta e viața adevărată. Fă-i gard pe deasupra, pe la piatră, știi? Stai că fac. E bun. Stai că fac gard, dar nu mai am gard. Nu mai ai gard? E întuneric. Auzi, se pare mie sau vine noaptea? Vine noaptea. Nu-mi place mie noaptea. Noaptea e scary. Noaptea este cea mai scary. Ia să fac aici în Minecraft. Ai de ce fain avem, am ajuns aici la cărbune, la Felix. La cărbune. Ai nevoie de cărbune ca să faci torțe multe, nu? Poate nevoie de cărbune. Așa. Mamă. Voi vreți să mai veniți și pe aici așa, că numai acolo vă jucați. Hai, pune gard, cât ai? Sau trebuie să pui la făcut? Am 5. Punem 5. Punem 5 deocamdată. Punem 5. Încep de acolo. Asta e puțin. Așa. Așa, perfect. 1, 2... 3, 4, 5. Aici.
ăsta îl pui de gard. Dar pune-l de aici, știi? De asta. Da, dar mă gândeam cu una mai în față. Că lor le trebuie nisip. 1, 2, 3. Ca să stea, meargă pe nisip, nu? A, și pui nisip aici. Ai nisip? Am. Ai nisip? Am puțin. Are puțin? Am puțin nisip. Felix are puțin nisip. Așa, să vedem. Ia. Yeah. Ha? Ca lumea, hai că ca lumea. Ca să aibă și ei acolo nisip. Hai că se descurcă ele. Oh, aproape destul. Așa. Fac treabă bună și aici pune gardul, nu? A, dar de ce ai pus nisip acolo? Că oricum nu te ajută. Trebuia să pui gardul pe următorul. Nu, așa place mie. Pe următorul nivel, Felix. Așa place mie. Dar oricum broscuțele nu vin pe sub gard. Nu trebuie cu broscuțe. Nu, dar lasă-le așa. Nu trebuie nisip. Îți trebuie balustradă, că n-am mai terminat. Vezi, dacă nu mai lăsa să iau lemnul cu mine. Da, nu te-am lăsat. Am fost hashtag egoistă. Mai lăsa să iau lemnul cu mine. Acum mă duc să iau lemn să nu fie vreun zombolo. M-am gândit la parchetul meu. La parchetul tău. Hai că nu-i nimeni deocamdată, nu-i nimeni. Am văzut unul de depărtare. Ai văzut? Da. Un arcaș sau un zombie? Eu știu ce era. Oh, era sexy? Nu era. Nu era. Mai eu sunt. Nu mă Felix este sexy. Mai eu sunt. Așa. Felix este hot. Eu sunt hot. Bun. Așa. Hm? Hai că atâta, ți ajunge. Să plec de aici. Oh my god, l-am văzut, nu era deloc zombolo. Sexy. Arcașul era, în schimb, era foarte sexy. Era? Da. Pai, l-ai auzit cum v-a făcut? Ce sună de sexy scoate? Alea era porcușorul. Ce sună de sexy scoate porcușorul? Na, acum să vedem cum fac gardul, cum era. Deci era așa. Da. Și așa. Și în mijloc, așa. Băț. În mijloc, băț. Acum, așa, bravo. 24. Mamă, cât ai. Gata, acum am ce vreau. Nu mai am bețe acum, e faină viața. Ce? Nu mai ai bețe? Cât mai trebuie? Una. Sau ce? Nu mai ai nisip? Nu mai am bețe. Dar la ce trebuie bețele? Sau și bețe. Hai, pune acolo. Bun! Na, acum știi ce o să fac? O să iau niște mâncare și o să le fac să nu mai stea atâta de mult ca nebunele toate pe ouă. Mai veni și paralel ce mai faceți ouă. Că se vede de treabă. Bun, uite ce fain, vezi? Mamă, apreciez Felix că mi-ai lăsat pătrățica aia cu flori. Uite-l pe hashtag zombilic ăsta. Vezi dacă n-am pus lumini. Trebuie să-l bat. Bă, explodilă, stai acolo. Trebuie să-l bat pe așa să pun lumini. Dă-i sabia. Dă-i sabia la picioare. Ha-ha! Dă-i, gâdile-l. Ha-ha! Hai că i-ai luat din viață. Ha-ha! Așa, bravissimo. De ce a apărut ăsta? Că n-am pus lumini. Păi pune lumini, Felix, poate așa ceva. Uite, pe toată asta, ca să nu mai apară înăuntru, trebuie pusă lumini, știi? Doamne, ne facem aici o super fermă. Da, sanctuar. Sanctuar. Na, și atunci ei nu mai vin dacă e lumină, nu mai pot să apară, știi? Interesant. Zici că suntem în Game of Thrones aici. Da. Vezi? Hai că arată bine. Ce fain, uite și zona aia o să apară. Na, bun. Și la un moment dat o să desfințăm gardul ăsta de aici, de pe insulița noastră. Nu. Că dacă îl pui peste tot, n-are rost să... Pe... Mă refer gardul ăla mic, știi? Ăsta? Nu ăsta, celălalt. Ăla, da. Da. Nu. Nu? De ce nu? Să fie. Să fie, îți place așa să ai amintiri, nu? Nu, putem lăsa, stai să vedem, întrebe din aia dublă. Uite acolo, dublă. Uite, aici mai multe. Ua, Felix, cât de tare nu-ți. No, mă simt înotător. Ia să zic, unde-i ăsta? Unde e unde am luat asta, verdea asta? 6, mai întrebe. Și vrei să le dai săpape? Să facă, mai facă niște cocopuiuți. Mai facă niște cocopuiuți. Felix, dar ție nu-ți mai ajung? mai întrebe două scute. Mai întrebe două scute ca să mergi sub apă. Înțeleg. Așa. Ha. Bun. Opa. Ce s-a întâmplat? Cineva mi-a tras, uite arcașul. Au! Doare. Asta se simbronzeze. Sper să azi. Au! Sper să arzi când vine ziua. Ăla se bronzează la lumina lunii. Hai, pune destul de multe dintre astea. Nu, că acum, știi care e faza? Ei acum sunt. Da. Nu o să mai apară după când o să... Înțeleg. Acolo, noaptea viitoare, cum ar veni. Da. Trebuie să mânc ceva. Papă, Felix. Papă, dieta pe salată. Salată. Mâncăm dar la salată. Dar de pește nu te atingi. De ce? Ăla când merg în mine, îl păstrez. E, ca să fiu și eu. La drumuri grele, a? La drumuri grele. Eu asta o iau. Perfect. Piatra. S-a lăsat florile. Bun. Super. Na, voi, cocobloscuțelor, 74 câte sunteți. Am făcut de-a pui. Veniți toate aici. Veniți toate aici. Hai, Felix, hrănește-le. Dar vreau să facă puiul aici, așa. Înțeleg, dar dacă nu vor. Vinele, vin. Asta e puțin că-s mai încete. Haide. Am luat ce trebuie. Sigras, da. Haide, veniți. Hai că vinele. Aici. Hai, mai repede. Stai. Hai, grupește-te. Stai că se urcă. Haideți. Haide, mâine, dacă se mișcă așa de începe apă. Ce greu. Vreau să le dau aici să mânce, că dacă nu știu ce se întâmple, o să facă puiuți. O să ne facă o piramidă de ouă. Da. Hai, papă.
Ești papă. Stai să vină și alea două. Hai. Așa, bravissimo. Și alea două să vină. Doamne, dar ăștia-s frați, ăsta era breloc. Și acum o să facă și ei pui. Hai, cine vrea? Așa, faceți. Înmulțiți-vă. Bravo. Faceți pui. Aici avem crescătorie. Așa. Ce chioțul ele. Eu nu se întâmplă aici așa, dar ele fac aici. În apă nu mai am mic? Nu. Nu mai este nicio broscuță. Toate, se pare că toate au crescut, după cum vedem. Na, acum nu mai avem nevoie să iasă cocul pe uzie din ăștia, cred că o să iasă. A, voi a zis că se dau cu bone meal. Damn it, l-am uitat în partea cealaltă. Ca să ce? Să crească mai repede din ouțe. Interesant. Da. Da, asta este. Pleacă de aici, bă! Pleacă de aici! Cap pătrat! Pleacă de aici! Cap pătrat, du-te de aici! Pleacă de aici! Așa, de capul meu! Du-te și iei carnea! Ia-i-o! Așa. El a venit pe acolo, trebuie să băg și zona asta să o fac. Stai! Dă-i una după cap! Ăsta era altul, se pare. Mamă, dar cât-ți vin aici? Stai, Cristina, cât-ți vin? Stai să-l bat! Stai că unul m-a dat ceva interesant. Ăștia sar de aici de sus, Felix, tu ai văzut? Uite, unul m-a dat o bucată de metal. Bravo! Super fain episod. Napă, îmbarcă, s-a salvat, îmbarcă. Du-te repede, îmbarcă. Fain, explozie acolo sus. De aici. Explozie, eu plec de aici. Explozie, gata, stau în mijlocul oceanului, nimeni nu mă prinde aici. Eu mă bucur tare mult că în episodul de astăzi am putut să pescuim, datorită Coco-sfaturilor noastre. Nu uitați să apăsați butonul de Coco Like și scrieți în comentarii sfaturile viitoare. Pa!